Leech este un personaj din seria Adventure Time care are o istorie destul de interesantă și totodată este preferatul meu din toată seria. Azi am decis să explic întru totul acest personaj teoretizând apariția lui și multe alte lucruri legate de acesta. Însă înainte de asta nu uitați, like, share, subscribe, așa că să-i dăm drumul. Apariția lui Leech. Ei bine, există mai multe teorii legate de lucrul ăsta. Una din teorii spunând chiar că a existat încă de la începutul timpului împreună cu ceilalți monștri, însă teoria asta pare a fi depunctată de Cometa Verde, mai exact de episodul Evergreen, în care în urmă cu câteva mii de ani, Cometa Verde amenință Pământul, iar ce e de remarcat la această cometă sunt coarnele similare cu ce vedem în cazul lui Leech. De asemenea, scopul lui Leech a fost mereu eliminarea oricărei forme de viață și de asemenea, pe lângă designul cometei care te duce destul de rapid cu gândul la Leech, în episodul Evergreen suntem informați de către elementarul de gheață de atunci de faptul că acea cometă e diferită față de celelalte trei. Mai exact, e singura care își dorește din răzputeri să distrugă orice formă de viață, exact ca și Leech. Iar de aici am putea concluziona că Leech este o reîncarnare a cometei verzi, fiindcă atât el cât și cometa își doresc eliminarea vieții. De asemenea, în episodul The Comet, cometa Mov ne spune indirect cum i-a întrupat pe Finn și pe Leech. Practic, ea a creat corpurile personajelor Yin-Yang din această serie, dacă pot spune așa. În lumea paralelă, creată de Finn, care o vedem în episodul Finn the Human, nu poate să existe cometele, însă față de lumea normală, aici Leech s-a născut fără un trup, ceea ce l-a determinat să posede corpul lui Jake din lumea paralelă. Însă am putea zice că motivul pentru care în lumea normală are un trup, iar în lumea paralelă nu are, din cauza că în dimensiunea alternativă nu existau cometele, asta explicând atât aspectul ciudat al lui Finn, cât și faptul că Leech nu are un corp fizic. Practic, fără existența cometelor, în special a cometei Mov, Finn are un aspect ciudat, iar Leech nu are corp, ceea ce rezulta totodată că Leech e mai mult un fel de fantomă demonică care poate poseda diferite corpuri. Atenție, el te poate poseda doar dacă te uiți la el, așa cum știm din episodul Mortal Folly. Chestia e că în lumea normală, când bomba radioactivă cu ciuperci a explodat, trupul său a fost creat de radiațiile puternice, însă totodată cometa Mov este cea care a dat formă corpului creat de radiații, cât și corpului lui Finn 1000 de ani mai târziu. Sau, cu alte cuvinte, cometa Mov a permis radiațiilor să creeze corpul lui Leech. Într-un fel, ea e atât mama lui Leech, cât și a doua mama lui Finn, ceea ce ar face pe cei doi frații. Ai de pula mea ce m-am băgat! Destul de controversată toată faza, însă, ani buni mai târziu, după ce cometa verde s-a reîncarnat în Leech, Billy, a.k.a. idolul lui Finn, îl învinge pe Leech și îl întemnițează în seva copacului de zahăr. În episodul Mortal Folly, când acesta evadează, sunt informați de asemenea de către gumiță de faptul că există anumite nestemate care, dacă le pui, Leech nu te poate controla. Totuși, el reușește să evadeze din interiorul sevii copacului de zahăr cu ajutorul unui mel pe care îl posedă. Însă faptul că acesta exista și după ce Finn îi distruge corpul, a susține teoria cum că e o fantomă demonică care pătrunde din corp în corp și care s-a născut oarecum cu un corp mort în care locuia, care după ce a fost distrus, Leech nu a mai avut în ce corp să locuiască, ceea ce a dus la posesia sa asupra lui Gumiță sau a Melcului pe care l-a posedat timp de două sezoane aproximativ pentru a avea timp să-și recapete puterile, fiindcă acesta rămăsese fără putere după ce a posedat-o pe Gumiță și a fost învins. Pe parcursul seriei putem vedea cum Leech poate manipula, el făcând asta și cu un urs pentru a pune mâna pe Enchiridion. După ce acesta își recapătă puterea, el îl omoară pe Billy, însă nu se știe exact cum. Chestia e că în episodul intitulat The Leech, în visul lui Finn, unde e prezentată de asemenea bufnița cosmică, Melcul zice niște incantații foarte ciudate, satanice, aș putea zice, care îl transformă în forma sa originală și îl omoară pe Billy, însă visul e unul reprezentativ. Deci nu își putea recapăta
corpul original și mai ales nu în felul ăsta. Însă într-un fel sau altul acesta l-a ucis pe Billy, probabil folosind Enchidionul. După ce acesta îl omoară pe Billy în mod necunoscut, abandonează Melkul și îi posedă corpul lui Billy. Mă rog, nu voi prelua episoadele în care apare pentru că bănuiesc că nu e cazul, eu vreau doar să-l explic pe Lich. El de asemenea vorbește rar și spune fraze scurte, ceea ce îl face să fie și mai creepy, iar împreună cu viclenia sa, acesta poate fi clasat cu ușurință în top 5 cele mai puternice personaje din toată seria. Și de asemenea, din ce vedem în serie, el își poate schimba forma în funcție de gazda sa. În episodul Escape from the Satyr ne este dezvăluit cât de puternic e și mai arată totodată că Seva copacului de zahăr a reușit să îl țină captiv atâta timp, era specială, adică cristalul în care fusese închis în acel episod pentru uciderea lui Prismo s-a făcut pur și simplu zob din cauza puterii sale imense, totuși datorită lichidului din locul acela, el renaște sub forma unui bebe gigant sau mai bine zis a unui copil adoptat de doi tâmpiți din serie care pot numele Dulceluș. Însă Dulceluș tot îl are pe Lich în subconștientul său, el fiind prezent de asemenea în visele sale, arătându-i răul provocat de acesta în trecut, iar Lichul din lumea paralelă în episodul intitulat Whispers încearcă să-i amintească de vechea sa identitate, însă Dulceluș decide să fie cineva bun și îl distruge. Cu toate că mai există o grămadă de copii de ale lui Lich în fiecare realitate, din cauza portalului care a multiplicat mâna lui Lich din lumea paralelă, copii ajungând peste tot în dimensiuni. Însă o informație pe care o primim în episodul în care Dulceluș devine bun pentru totdeauna e faptul că Lich e un ucenic de-a lui Golb, a.k.a. cel mai mare rău posibil, însă din moment ce Lich își dorește dispariția vieții, chiar nu mă miră. În final, în ultimul episod din seria originală, îl vedem pe Dulceluș fiind un mare erou gigantic și presupun că aceasta a fost explicația personajului Lich, sau Hoyt pe românește. Repet, în episodul de azi doar l-am explicat, de aceea nu am menționat fiecare lucru pe care l-a făcut, însă ce de reținut în legătură cu el în ce am zis azi e faptul că e reîncarnarea cometei Verzi, o întrupare creată de cometa MOV, ceea ce îl face oarecum frate cu Finn, fiindcă și el a fost întrupat de cometa MOV, un ucenic de-a lui Golb, care e totodată întruchiparea haosului și în final o fantomă demonică care posedă diverse corpuri. Sper că v-a plăcut acest episod, iar dacă v-a plăcut cu siguranță voi mai face teorii sau explicații din serii de genul, însă până atunci nu uitați să apreciați videoclipul și să faceți ce știți voi mai bine. Eu am fost Slimer, la revedere!